După două victorii clare la Târgu Jiu, Lăpuște și compania au intrat deconectați pe teren la București. Modesta Dinamo a făcut cea mai bună repriză din acest sezon și chiar a condus la pauză la 5 puncte diferență. Gorjenii s-au trezit însă în repriza a doua și nu și-au mai lăsat adversarii să respire. Energia s-a impus în final cu un liniștitor 87-62. Cu scorul general de 3-0, Gorjenii elimină Dinamo și intră direct în vacanță. Două reprize complet diferite una de cealaltă. Am intrat deconectat, am intrat cu gândul la vacanță. Băieții nu au răspuns la cerințele mele. La pauză am intrat în vestiar peste băieți. Le-am explicat că campionatul nu s-a terminat. Mă gândesc că au înțeles, că au avut, a fost altceva în repriza a doua și și-au făcut treaba până la capăt. Contează că am câștigat, contează că am câștigat la 25 de puncte. Gorjenii vor să păstreze neapărat un jucător pentru sezonul viitor, care va debuta în toamnă. Darby a fost din nou cel mai bun marcator al energiei la București cu 20 de puncte. Americanul a încheiat sezonul din postura de cel mai bun marcator al Ligii Naționale, cu 682 de puncte în 33 de meciuri, adică o medie de aproape 21 de puncte pe meci. Darby are și alte oferte, dar gorjenii speră ca acesta să revină la a doua sa casă, Târgu Jiu, acolo unde evoluează de 5 ani încoace. Din ce e... Am discutat cu el, el vrea să vină înapoi la Târgu Jiu, mai are și alte oferte, dar prima opțiune a lui este Târgu Jiu. Un acord verbal nu pot să spun că avem, dar totuși a jucat 5 ani aici, a văzut ce e aici, a văzut că toată lumea vrește, el și-a făcut treaba aici și eu cred că el o să revină la Târgu Jiu. Este singurul jucător care pot să spun că a confirmat anul acesta, în ciuda rezultatelor. Energia vrea să-și instaleze un antrenor principal până la 31 mai. Viitorul sezon va debuta la finele lunii septembrie.